Artă Brașov găzduiește o impresionantă colecție de artă românească, modernă și contemporană, iar expoziția permanentă fascinează prin lucrările celor mai mari artiști români, de la Grigorescu, Tonița și Lucian, până la Paciurea și Rimescu. Patrimoniul muzeal cuprinde peste 4500 de bunuri culturale, însemnând pictură de șevalet, grafică, sculptură, icoane sau tapiserie. Muzeul de artă Brașov s-a constituit începând din 1950, când s-a deschis în Casa Sfatului prima pinacotecă a orașului. Apoi, din 1970, muzeul funcționează în actuala clădire, clădire aflată pe Bulevardul Eroilor numărul 21, ridicată în 1902 în stilul neobaroc pentru Asociația Meseriașilor Saș din Brașov. Muzeul de Artă Brașov oferă o importantă expoziție permanentă în care sunt expuse numai puțin de 35 de lucrări de Nicolae Grigorescu din toate fazele de creație ale pictorului național al românilor și de asemenea lucrări foarte valoroase de Lucian, Tonița, Petrașcu și de asemenea cei care ne trec pragul pot să vadă lucrări de valoare ale artiștilor locali, inclusiv portrete ale patriciatului din secolul XVIII, celebrul portret al lui Mihai Viteazu realizat de Mișu Pop, care este reprodus în toate manualele de istorie și pe care sigur toți vizitatorii vor recunoaște că vor ajunge la noi, și de asemenea lucrări a unor artiști brașoveni importanți precum Hans Eder și Hans Matis Stoici. Majoritatea lucrărilor de Nicolae Grigorescu provin din colecția avocatului brăilean Constantin Alesiu, care de asemenea a fost un important om politic, acesta fiind absolvent al liceului Andrei Șaguna, a donat colecția sa în 1939 liceului, iar din 1945 ea a fost transferată Muzeului de Artă. Sunt lucrări definitorii pentru tematica și stilul lui Nicolae Grigorescu, dar din colecția muzeului aș atrage atenția în primul rând asupra unei variante a convoiului de prizonieri turci, lucrare realizată pe baza schițelor sale din timpul războiului de independență de către Nicolae Grigorescu. Este una din cele două variante, a doua fiind la Muzeul Memorial din Câmpina. Colecția Nicolae Grigorescu se deschide cu lucrări ale artistului din perioada studiilor, studiu cum este țărancă bretonă, de asemenea lucrări din timpul călătoriilor sale, cum ar fi călătoria în Italia, avem două lucrări, portretul de Napolitană și Ștrengarul, și de asemenea numeroase lucrări realizate după revenirea în țară, teme reprezentative pentru creația lui Nicolae Grigorescu, turme care revin de la pășune, care cu boi, cârciumi, vechi case țărănești, peisaje de deal și de câmpie. O întreagă paletă a creației grigoresciene poate fi văzută în timpul unei vizite la muzeu. Alături de valoroasa colecție Nicolae Grigorescu, vizitatorii care trec pragul Muzeului de Artă Brașov pot să vadă și o foarte valoroasă colecție Ștefan Lucian. Printre lucrările expuse se află mai multe lucrări din ciclul florilor realizate de Lucian, printre care și anemonele de lângă mine, care sunt un vârf al creației pictorului Lucian. De asemenea, un foarte expresiv portret de țigancă, lucrare din nou reprezentativă pentru creația sa. De asemenea, în sala în care se află lucrările lui Lucian, se află și cele ale lui Teodor Paleadi, ale lui Ion Andreescu și ale unor pictori brașoveni, precum Friedrich Mies, Artur Culen și Elena Popea. Unele din aceste lucrări provin din colecția Constantin Alesiu, pe care am menționat-o anterior, dar altele au fost achiziționate de muzeu sau au fost transferate de la București, de la
Muzeul Național de Artă, astăzi, pe atunci Muzeul de Artă al Republicii Socialiste, către muzeu. Pe parcursul vizitei vor putea fi admirate și sculpturile a doi dintre cei mai importanți sculptori români. Este vorba de Dimitrie Paciurea și de Ion Irimescu și de asemenea lucrările a numeroși alți pictori români reprezentativi. În această sală fiind expuse lucrările a trei dintre maestrii picturii românești. Este vorba de Nicolae Tonița, ale cărui lucrări se află aici, Gheorghe Petrașcu și Iosif Iser. Nicolae Tonița a fost un foarte bun colorist, atras de Dobrogea și de lumina puternică a acesteia, unde a pictat și casa dobrogeană, pe care o puteți vedea alături de mine, care era casa unui vânzător turc de Braga. Și de asemenea, portretele unor tătăroaice și în colecție se află și două dintre celebrele sale portrete de copii. Alături de lucrările lui Nicolae Tonița, vizitatorii vor putea admira și un admirabil portret al poetului Tudor Argerici, realizat de către Ion Irimescu. Galeria Națională a Muzeului, adică expoziția permanentă, reunește picturi și sculpturi care ilustrează evoluția artei transilvanene între secolele 18 și 19, evoluția artei românești între secolele 19-20 și cea a artei brașovene, de la portretele patriciatului brașovean din secolul al XVIII-lea până la lucrări realizate în perioada postbelică. Alături de marii maestri ai artei românești, în cadrul expoziției permanente a muzeului pot fi admirate lucrări reprezentative pentru școala brașoveană de pictură, începând cu pictorul brașovean din secolul al XVIII-lea Johann Orhan Senior și apoi la unul dintre cei mai mari reprezentanți ai picturii românești din secolul XIX, brașoveanul Mișu Pop, prezent în expunere cu portretul lui Mihai Viteazu, cel pe care îl știți cu toții din manualele de istorie. Iar apoi, pe parcursul vizitei, veți putea admira lucrări aparținând lui Emerich Tamaș, Friedrich Mies, Elena Popea și Hans Matistoici aici alături de mine. Hans Matistoici a fost un artist care s-a integrat în mișcarea de avangardă, atât din Europa Centrală cât și din România, având o activitate deosebit de intensă și este un nume recunoscut în prezent ca fiind un vârf al mișcării de avangardă românești. Acum muzeul găzduiește expoziția temporară a pictorului Vadim Crețu, original din Republica Moldova, o expoziție intitulată Grădini Misterioase, având ca subiect vegetația și explozia ei de vitalitate, de viață, realizată într-o tehnică în care impresionismul și expresionismul se întâlnesc. Muzeul de Artă Brașov a organizat în ultimii ani expoziții ample, având ca obiectiv valorificarea patrimoniului muzeal și promovarea patrimoniului artistic brașovean. În perioada următoare vom găzdui expoziții de valoare de artă ale unor grupuri de artiști. Pentru anul viitor, muzeul și-a planificat să expună lucrările unor pictori transilvaneni și, de asemenea, ale pictorilor români care au fost în sudul Franței, în tabăra Soleil de l'Est. Vă așteptăm la muzeu pentru o întâlnire extraordinară cu valorile artei românești, o întâlnire care vă va delecta și vă va umple de bucurie.